Mizeria și minciuna au atins cote alarmante în politica românească. Mai multe filiale PSD au postat ieri seară pe Facebook colaje de fotografii și filmulețe în care scriu că Simona Halep ar fi fost huiduită de protestatarii rezist prezenți pe arena națională. În timp ce marea noastră sportivă a fost aplaudată de cei de la mitingul de sâmbătă al PSD din piața Victoriei. În realitate, toată lumea a văzut că de fapt cea care a fost huiduită copios a fost Gabriela Firea, primarul PSD al Capitalei. Foarte mulți internauți au criticat dur mesajele postate de PSD și fostul lider al partidului Victor Ponta a reacționat și a avansat o teorie interesantă despre cine ar fi distribuit aceste mesaje. Oamenii nu știu, așa cum știu eu, că aceste materiale mincinoase, manipulatoare și absolut mizerabile sunt gândite și postate direct de la sediul central din chisele 10 de un personaj dubios adus de Liviu Dragnea de la Neamț. Numele lui este George Harabagiu, nu poate fi numit șobolan că nu trebuie jignit șobolanii și ascultă doar de domn președinte. Pentru aceste minciuni oribile despre Simona Halep, vor fi înjurați și sancționați pe nedrept membrii PSD. Vă rog, reacționați! PS, Dragnea și Firea sunt trecători, dar partidul rămâne. Membrii trebuie să apere imaginea partidului, nu a unor lideri trecători, a scris Victor Ponta pe rețeaua de socializare. După valul masiv de critici în mediul online, postările au fost șterse, dar filmulețul încă mai era și astăzi pe pagina de Facebook a PSD Ilfov. Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat astăzi la Antena 3 că l-a concediat pe George Harabagiu, coordonatorul online al PSD, după postările scandaloase de pe conturile de Facebook ale socialdemocraților.